și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom continua seria cu produsele de machiaj și vom discuta despre primere și despre spray-uri pentru fixarea machiajului. Dacă nu ați văzut deja, vă las în bara de descriere link-uri către primele două episoade în care vă explic motivul pentru care fac acest tip de videoclip și haideți să-i dăm drumul. În primul rând, după cum puteți vedea, foarte puține produse în această categorie. Avem 5 primere și 4 spray-uri pentru fixare. Dacă ar fi așa în toată colecția, deci în toate categoriile, ar fi minunat pentru mine, dar la câte am, nu cred că aș putea să ajung la câte 4-5 din fiecare, cred că doar pe la vreo 80 de ani, v-am mai zis eu, o teorie cu 80 de ani. Și motivul pentru care nu am multe din aceste două categorii este că nu prea folosesc nici primer, nici spray pentru fixare. Așadar, haideți să le luăm așa în ordine cronologică și să discutăm în primul rând despre primere. Primul este acesta de la Avon, din gama Univital, Visible Perfecting Instant Blurring Treatment. Dacă vă spuneți asta de 5 ori pe zi, ați făcut exercițiile de dicție 100%. Acest produs are 30 de ml, îl găsiți la Avon cu vreo 20 de lei și chiar își face efectul. Este un produs siliconat, deci dacă nu vă priește siliconul, țineți-vă departe de el. Dar dacă nu aveți nicio problemă cu siliconul, să știți că se așează foarte bine pe față și machiajul de asemenea se așează foarte bine pe el. Am de la Lambre un Supreme Primer. Acesta este pentru un ten mat și catifelat, cred că așa s-ar traduce smooth. Acesta este ușor transparent, adică nu ușor, este transparent, tot pe bază de silicon și are așa o textură foarte interesantă, se așează bine pe piele. Am și acesta Mititel, nu fugi. L-am și pe acesta Mititel de la Sien. Acesta este un primer atât pentru ochi cât și pentru față. Acesta nu are așa un aspect de siliconat cum la celelalte două și acesta chiar este destul de bunișor. L-am încercat atât pentru ten cât și pentru față și a făcut cu succes treabă. Am două produse de la Essence, nu le-am încercat încă până acum, dar presupun că o să urmeze cât de curând. Acesta este din gama Prime Plus Studio și este un primer cu argilă verde care ar trebui să corecteze roșiața și să minimalizeze porii. Ultimul din această categorie este de la Essence, Hydrating Plus Perfecting Primer. Acesta are 15 ml, l-am luat de pe Zenobia, păcat că nu se mai găsește online magazinul, însă am să încerc să-l linkuiesc dacă îl găsesc în bara de descriere. Ce m-a atras la el este faptul că are SPF 20. Trecem la produsele pentru fixarea machiajului și în primul rând vreau să vi-l prezint pe acesta de la Elf. Acesta este un Makeup Mist and Set. Are 60 de ml și eu l-am luat de pe iHerb. Știu că este și pe Elf România, însă atunci când l-am cumpărat, mi s-a părut că are un preț mai bun pe iHerb, așa că l-am luat de acolo. Vă las link pentru el în bara de descriere dacă vă interesează. L-am folosit de destul de multe ori, este cam pe jumătate folosit. Îmi place foarte mult cum topește machiajul, are ingrediente bune, nu are alcool în ingrediente, un lucru foarte, foarte bun, rar întâlnit. Și m-ar tenta să-l cumpăr din nou. Am unul de la Avon, acesta este din gama MARC și este Magix Prep and Set Spray. Are 125 de ml, deci dublu și puțin comparativ cu acesta. Are un preț bun, 11 lei, cam 12, cam așa îl găsiți, însă problema cu el este că al treilea ingredient este alcool de nat. Nu știu cât se poate vedea, cred că cam până pe aici, cam așa, am folosit din el. Eu am un ten normal și nu am probleme dacă îl aplic peste machiaj, nu simt că îmi ține tenul sau că mirosucă, însă dacă aveți un ten sensibil, nu vi l-aș recomanda, mai ales că are așa o cantitate de alcool în el. Ultimele două produse sunt noi apărute în colecția mea. În primul rând îl am pe acesta de la Essence, Instant Matte Makeup Setting Spray. Acesta are 50 de ml, nu are ulei și are o senzație ușoară pe ten, fără a se simți lipicios. Am să încerc să mă uit un pic pe el. Ok, am găsit aici ingredientele. Nici acesta nu are alcool, deci un lucru foarte bun. Sunt chiar foarte curioasă să-l încerc, cu toate că este un produs mat. Deci dacă nu are alcool, mai citesc încă o dată să nu... Da, nu are alcool, deci puteți vedeți și voi. Un lucru foarte bun, de pe aștept să-l încerc. Iar ultimul intrat în colecție este acesta de la farmacie, Bifit. Are 115 ml și acesta are alcool. Stați un pic că m-am zis eu că prin cameră nu prea reușesc eu să citesc. 1, 2, 3, al patrulea ingredient este alcoolul și la acesta.
Sper că puteți vedea. Despre aceste două ultime primere nu pot să vă zic nimic, încă nu le-am încercat, dar urmează cât de curând. Cam acesta a fost videoclipul, este mai scurt decât cele anterioare, însă v-am zis aici, sau cel mai bine în ceea ce privește colecția, nu am așa stocuri interminabile de produse și mă bucur dacă v-am zis, dacă le-aș aduce pe toate așa la nivelul ăsta, cred că aș fi cea mai bucuroasă. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, spuneți-mi, vă rog, dacă ați încercat vreun produs de aici, dacă v-a plăcut sau nu, vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!